Date de ultimă oră, acum o explozie urmată de un incendiu a avut loc la un apartament din Curtea de Argeș. Potrivit ultimelor informații, o persoană și-a pierdut viața acolo, iar locatarii care erau în casă în momentul acela sunt evacuați în apartamentele lor. Mariana Zaharia, corespondentă Antena 3 CNN, vine cu ultimele informații despre ce s-a întâmplat. Mariana, te ascultăm. Bun găsit, intervenția este în desfășurare la acest moment. Pompierii nu au dat ca lichidat acest incendiu, pentru că vorbim despre o explozie într-un apartament, explozie care a fost urmată de un incendiu. Din păcate, o persoană care era în acest apartament și a și pierdut viața. Alte 6 au fost evacuate și monitorizate de către echipele medicale de la fața locului. Vorbim și despre un copil care a fost monitorizat de către medici. Se acționează cu foarte multe forțe, nu doar din Curtea de Argeș și plecate chiar și de la Pitești, cu 6 autospeciale și 2 autospeciale de intervenție la înălțime. Vă spuneam că este greu de stins acest incendiu, spun pompierii până la acest moment. El este și într-o zonă, blocul este situat într-o zonă centrală a municipiului Curtea de Argeș. Mariana, în momentul de față au fost scoși ceilalți locatari din bloc. Vedem și noi imagini cu această operațiune, cu ceea ce se întâmplă acolo. S-a acționat într-adevăr și pentru evacuarea persoanelor, Lorena, și să știi că și acest lucru a fost foarte greu de făcut, pentru că incendiul este unul cu degajare mare de fum și pompierii au fost nevoiți să intervină prin tot acest fum și să caute din apartament în apartament dacă erau oamenii acasă. Și da, au reușit să evacueze cele 6 persoane, dintre care și un copil, despre care vă spuneam că au primit și îngrijirii medicale. Au fost văzute și de către medici. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo și te aștept cu date noi, Mariana, despre cum vor evolua lucrurile, pentru că spuneai nu a fost deocamdată lichidat incendiul acesta, pompierii în continuare intervin. Mergem mai departe.